Suntem în atelierul de tâmplărie al teatrului, într-o scenografie realizată de Cosmin Florea și am bucuria de a l-avea invitat pe regizorul Radu Afrim, un artist pe care mi-e foarte greu să-l prezint fără să am senzația că prin cuvinte îl limitez. El e un regizor dincolo de talent, face parte din categoria extrem de restrânsă, privilegiată a artiștilor cu har. De aici probabil și fascinația pe care o exercită asupra publicului și asupra echipelor de creație cu care lucrează. Spectatorii călătoresc prin țară pentru a-i vedea spectacolele, biletele se epuizează în timp record și dincolo de această popularitate se bucură și de recunoaștere din partea Breslei. Premiat, invitat să monteze în foarte multe teatre din țară, Radu Afrim are un ritm de lucru impresionant și de fiecare dată păstrează un nivel calitativ care nu îl lasă să se trădeze pe sine însuși, dimpotrivă se autodepășește cu fiecare nou proiect. Bună, Radu, îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Mersi de invitație. Ești deja la al nouălea tău proiect în Iași. Comunitatea de aici te-a asimilat ca pe unul de ai noștri. Mi s-a întâmplat să fiu eu pe stradă cu tine și oamenii să te oprească, să te recunoască. Ești ca o rudă îndepărtată care vine așa din când în când și schimbă dinamica acestui loc. Și aș vrea să te întreb cât e de important pentru tine ce urme lași prin locurile în care mergi. În special artistic. Păi, eu nu știu cât țin urmele unui spectacol de teatru în memoria oamenilor, în sufletul oamenilor. Unii declară că durează ceva, au ceva relevanță. Teatru, prin felul lui de a fi, este o artă efemeră. Deci nu-mi fac speranțe că urmele astea țin enorm de mult și așa mai departe, însă îndrăznesc să cred că vorbesc pe limba oamenilor, vorbesc despre oameni, despre comunitate, despre bucuriile și tristețile lor, le dau de gândit cât îmi dau și mie, nu mai mult, și sunt altfel decât alți oameni care lucrează aici, alți regizori care lucrează aici. Am observat și eu lucrând cu tine că nu te rezum la respectarea contractului sau la justificarea onorarului în munca ta. Mi se pare că te implici cu o pasiune pe care eu o găsesc unică la toți oamenii cu care am mai lucrat și vreau să te întreb care sunt mizele tale personale atunci când faci un spectacol. Foarte general ce mă întreb, adică mizele personale când fac un spectacol, nu înțeleg întrebarea. Adică dacă vrei să ai pur și simplu un spectacol reușit sau... Ai și alt fel de mize în descoperirea oamenilor, în descoperirea ta, în ceea ce aduci cu spectacolul tău, nu doar din punct de vedere al succesului sau... Nu știu de ce păsără să poate vorbi despre un succes la cub, pentru că succesul în general se măsoară la sala mare, succesul de public. Noi avem un public al nostru care variază numeric de la un an la altul, un public cu o anumită orizont de așteptare, cu un anumit orizont de așteptare. Miza e nu să facă un spectacol, o premieră reușită. De data asta, de exemplu, cu acest spectacol, cu Antologia Dispariției, chiar nici nu știu cât va dura, nu știu dacă va avea o durată suportabilă. Aș vrea să aibă două pauze. Eu sunt în faza în care scăpând de acest COVID teoretic, dar nu și practic, ne permitem să facem spectacole atât de lungi cât dorim noi, cât de complexe le dorim noi. Și orice restricție, ca și asta de timp, e o restricție care unui artist care are multe de spus, adică vreo 10 bucăți de proză contemporană feminină, îi dăunează restricțiile. Și atunci eu acum sunt sub presiunea acestei spun
ezitări de a scoate sau a lăsa anumite bucăți. Dar asta înseamnă că niște nume de prozatoare vor dispărea de pe afiș sau nu. Și de ce le-aș scoate? Pentru că altele ies mai bine, altele ies mai puțin. Deci astea sunt problemele mele, nu finalul drumului, adică premiera asta a voastră. Asta mai mult este interesantă pentru instituție, pentru vânzare de bilete și așa mai departe. Sigur că eu fac un spectacol care, ideal, întotdeauna îmi doresc să fie scos și din oraș, să fie văzut în festivaluri, să aibă o viață dincolo de spectatorii care spun că le văd de 3-4 ori aici în Iași la Cub. Am făcut o singură dată la Sala Mare, cred că aici la Iași. Da. Nu? Da. Da, Femeie Mare. Da. Și cred că, deși la București, de exemplu, prefer să lucrez la Sala Mare a Teatrului Național, și care se vinde foarte repede de altfel, este sala mea favorită. Aici nu știu de ce le las... Mi-e drag cubul ăsta. Habar n-am. Aș construi spectacole și pentru spațiul ăla, dar nu s-a întâmplat. Habar n-am dacă, nu știu dacă am un public Iași pentru Sala Mare, dacă umple Sala Mare tipul meu de spectacol. Nu știu asta. Am observat că nu e prima dată când dramatizez și mai ales că apelez la autori români contemporani. Asta, cercetând, am văzut că o făceai și la începutul carierei tale. Ai lucrat cu autori contemporani, după care ai abandonat pentru... și ai revenit în ultimele tale spectacole. Nu am abandonat niciodată. Au fost perioade în care nu ai montat autori români contemporani. A, români contemporani. Da, români. Altfel, evident. Doar europeni contemporani, da, tot european ăsta. Tot timpul. Păi da, pentru că am descoperit teatrul european contemporan, teatru chiar american contemporan, atipic cumva, scriam eu foarte mult, am scris foarte mult. Și am făcut și vreo 2-3 clasici, dar scriitor contemporan n-am prea făcut la începutul carierei mele, din câte mă amintesc. Lucrai cu Savioana Stănescu. Da, dar era dramaturgă, erau piese de teatru. Astea nu sunt piese de teatru pe care le fac acum, sunt proză. Alea erau piesele ei, e adevărat. Era un curent atunci, la începutul anilor 2000, de valorificarea teatrului contemporan românesc. În general, teatrul trebuia, dramaturgia trebuia să iasă afară din Uniunea Scriitorilor și să fie făcută de oameni independenți sau de oameni de teatru. Au fost primii pași în acest sens în perioada aia. Până atunci nu prea scriau regizorii, actorii, nu prea scriau teatru să se și joace pe scenă. Și secția asta de dramaturgie a Uniunii Scriitorilor era foarte prăfuită. Păcare dispariție de altfel, pentru că se știe clar, un om care nu este din această meserie nu prea simte scena, nu prea simte ce iese natural și firesc de pe gura omului, actorului și așa mai departe. Așa că mai nou prefer să iau eu niște bucăți care au potențial dramaturgic sau chiar nu, cum ar fi fost cartea Simonei Popescu, și să fac din ele ceea ce voi numiți teatru, dar eu nu mai numesc de mult teatru. În spectacolul de la Iași, ai optat pentru un colaj, ceea ce mi se pare foarte dificil. Ai mai făcut același lucru și la Seaside Stories. Și la Craiova am făcut. Și la Craiova, da. E dificil pentru voi, probabil, pentru că nu vedeți începutul și capătul, probabil, și nu știți când o să vă schimbați de la o bucată la alta, care va fi ordinea în acest stadiu al lucrului, nici eu nu știu, pentru că trebuie să țin cont de mai multe lucruri în economia generală a unui spectacol. De, în primul rând, de structura estetică, dacă este pe pozitiv, dacă este o comedie, dacă este ceva liric, dacă este ceva trist, trebuie să alternez aceste lucruri sau, din contră, să o duc spre sfârșit, spre o notă mai puțin optimistă, cum îmi place mie. Plus că trebuie să mă gândesc și la consistența textelor, la posibilitățile actorilor de a face wow, ceea ce eu îmi doresc. Sunt multe lucruri de care trebuie să țin cont, plus cele tehnice, care sunt foarte importante.
E dificil pentru că, într-adevăr, fiecare actor trece printr-un moment al lui de glorie în acest tip de proiect și după aia face figurație la altă bucată. E dificil și pentru că poți să pierzi spectatorii pentru 25 de minute cât ține o bucată literară care nu îi interesează, lucru care de altfel a fost valabil și la Seaside Story și la Câine cu om, Câine fără om. Pentru că dacă te duci să vezi un Shakespeare, ar putea să nu-ți placă deloc textul sau s-ar putea să-ți placă foarte mult tot textul, cum ar fi, nu știu, zi și tu, Doi gemeni venețieni sau, mă rog, piese sofisticate, cum ar fi Troilus și Cresida sau zadarnice chinuri ale dragostei de Shakespeare. Nu sunt, deși Shakespeare este un autor comercial, nu sunt pentru toată lumea aceste texte. Și atunci tu 2 ore stai acolo, la 3 ore la spectacol și nu-ți place deloc piesa. Într-un astfel de proiect care conține mai multe texte dramatice, s-ar putea să nu-ți placă una și să-ți placă 3 sau invers. Și tot te duce acasă cu ceva. Asta ca să mă refer doar la texte, nu la actorie, la regie și la alte lucruri. Ai scris și tu de multe ori, uneori doar ai modificat sau ai completat textele altor autori. Alteori ai scris exclusiv tu și vreau să întreb dacă ai avut vreodată tentația de a publica ceea ce scrii și cum ți-ai imaginat un spectacol pe un text scris de tine, dar montat de un alt regizor? Deci, ca să spun la prima parte a întrebării, adică textele mele sunt cumva scrise pe scenă, pentru scenă, sunt niște scenarii cu acțiuni pentru actori, cu atmosfere și ca să le public ar trebui să stau un ceva timp cu ele acasă, să le remixez, să le recalibrez, să le explic, puțin, pentru că sunt niște texte de teatru cu personajele pe prima pagină, cu dialoguri și așa mai departe. Am făcut cu Pasărea Retro, la care țin foarte mult, o variantă pentru că cereau foarte mulți spectatori varianta scrisă a ei. Și atunci am stat puțin acasă și i-am dat o formă un pic mai și pentru cei care nu l-au văzut să-și poată imagina, să poată vizualiza despre ce este vorba acolo. Poate că aș vrea să rămână într-o carte, dar mi s-a și propus de la o editură și am zis nu sunt încă pregătit. Și nici nu le mai am pe unele, să știi. Au rămas prin teatre, eu scriindu-le pe bilețele peste tot, suflerul sau asistenta mea de regie le aduna, le păstra. Sunt întregi părți din piese scrise de mine care nu există nicăieri. Pentru că am avut problema asta când trebuiau traduse, de exemplu. Și foarte multe le-am scris pentru actorii maghiari și secui. Și atunci, când trebuiau traduse într-o formă foarte bună în maghiară, nu mai exista varianta românească, varianta originală. Și după aia, la retraducere, la subtitrare, nu se putea traduce. Deci, o situație paradoxală și absurdă. A doua parte a întrebării tale se referă la faptul că ar pune altcineva în scenă un spectacol de-al meu. Chiar Pasărea Retro mi-a cerut cineva că ar fi vrut să o pună și am zis da, în principiu, nu aș zice nu, dar m-aș și uita într-adevăr ce regizor este, pentru că nu cred că ar fi un regizor care să nu fie pe placul meu, pentru că nu oricine s-ar opri să aleagă aceste texte. Cu siguranță sper că ar fi altfel decât viziunea mea, chiar dacă sunt texte foarte personale și e vorba, de exemplu, acolo de o parte din copilăria mea. Aș sper să primesc o curiozitate, niște surprize la vizionarea unor texte puse de mine de către altcineva, să fie cât se poate de personale. Nu m-ar deranja și tipul de umor al meu, dacă l-ar simți, ar fi și mai bine. Da, dar nu sunt, repet, texte teatrale. Trebuie să fie regizori care au mai lucrat cu texte atipice, care au mai dramatizat niște cărți, care lucrează și cu post-dramatic, și cu... Da, asta e. Ai, în general, o relație specială cu limbajul, pe care am observat că nu-i doar în scenă, dar și în cotidianul tău. Adică faci tot timpul jocuri de cuvinte, sesizezi toate rimele, felul în care
o singură literă poate schimba sensul unui cuvânt. Vreau să întreb, în ce măsură crezi tu că felul în care folosim cuvintele ne descrie ca oameni și ca artiști? Adică, de fapt, despre limbaj, întrebarea mea. Și despre importanța lui. Pentru unii sunt foarte importante cuvintele, pentru alții nu. Alții se exprimă altfel. Când spuneai că e foarte important limbajul pentru mine, nu era foarte clar ce fel de limbaj e important pentru mine. Alții se exprimă cu trupul, alții prin atitudine, alții printr-o privire, alții prin ceea ce fac și preferă să nu folosească prea mult fond lexical. Din punctul meu de vedere, pentru mine e important, dar e și obositor, pentru că am avut o pregătire filologică prealabil, o școală bună de filologie din Cluj, un institut bun și nu mă înșel asupra valorii cuvântului, asupra potențialului, asupra magiei cuvântului, asupra efectului imediat pe care un cuvânt poate să-l aibă la spectator. Și de-aia insist probabil foarte mult la actori, la cum sună și cum rezonează amplificat sau nu acel cuvânt. Știu cât dintr-un cuvânt poate să provoace umor și cât poate să provoace nostalgie și așa mai departe, dar e foarte mult de discutat despre lexic, despre cuvântul în teatru, care pe mine nu mă interesa până acum ceva vreme foarte mult. De altfel, cu cât te interesează mai mult cuvântul și da, cuvântul în teatru, cu atât ești mai liber în a te juca cu aceste cuvinte. Mă interesează un Chekhov, dar știind că este o traducere dintr-o limbă străină, e clar că s-a trădat ceva acolo la traducere, așa că eu îmi permit să trădesc și mai mult sau să intru și mai mult în acea literatură. Cum de altfel fac și cu dramaturgia cu textele românești. În momentul în care, sigur, este o operă, o proză și nu este teatru, ai toată libertatea din lume să fii coautor. Când este teatru, cum ar fi, de exemplu, Caragiale, de care mă feresc, tocmai pentru că este atât de popular și atât de frazele sunt cunoscute de români în general și astea expresii fije sau așa, încât am făcut doar Năpasta din Caragiale, care nu e o comedie, și atunci n-am schimbat nimic din Caragiale la text, evident că am recontextualizat total spectacolul. În text nu am umblat deloc și lumea care a văzut și există și filmare poate să confirme acest lucru. Dar acolo nici nu era universul meu, nici textul nu era foarte bun. Nu e o piesă foarte bună de Caragiale, nici foarte mult nu puteam să am cu ce să intru. Cu Radu Tudoran, de exemplu, care, după care am făcut omul Orașul cu fete sărace, am dus-o înspre o zonă ezoterică, înspre o zonă care lipsește autorului, înspre o zonă, n-aș zice neapărat mistică, dar pentru că se potrivea, lăsa loc de asta autorul. Lăsa loc de asta, lumea îl consideră un autor mai mult așa pentru literatură oarecum de mijloc, nu o literatură de cotă foarte înaltă, ceea ce nu este adevărat. Dar, repet, sunt zone în care mă bag și completez și mă joc cu lexicul autorului și sunt zone în care nu mă inspiră deloc. Cum, de exemplu, mi-a fost foarte greu să intru acum peste autoarea din Basarabia publicată de editura Cartier din Chișinău, pentru că nu cunosc deloc lumea rurală în care a copilărit ea și nu cunosc, în primul rând, dialecte, nu cunosc regionalisme și n-ai cum să te bagi acolo. Prefer să lași lucrurile cam cum sunt. Ai amintit-o deja de formarea ta filologică. Totodată spui deseori că ești un om al ochiului vizual și ai spus într-un interviu că ai renunțat la te canaliza exclusiv pe literatură sau pe fotografie, pentru că în teatru le poți îngloba pe ambele. Vreau să te întreb,
cât din arta ta o consideri o reconstituire a vieții, cât e tehnicitate și cât e emoție acolo. Acum, lucrurile astea pe care tu le-ai pus împreună astea trei nu prea se exclud una cu cealaltă. Deloc, nu, chiar deloc nu se exclud. Da, doar adică... când teatru mai este partea aia de viu, adică de iluzia unei frânturi de viață trăite, pe când în literatură sau în fotografie... Depinde cât de bun cititor ești și cât de bun privitor ești. Pentru că... Teatru are totuși organicitatea aia lui, pe care oamenii are doar el și filmul. Eu pot să stau în fața unui tablou, unei fotografii, o oră jumate, cât stă un om în sala de teatru, dacă vreau. Și aia înseamnă că am o poveste în cap, că acea fotografie are o poveste anterioară clicului și una posterioară clicului. Și este același lucru ca la spectacol. De altfel, locurile mele preferate când mă duc în Europa Occidentală sunt muzeele, dacă vrei, cimitirele și să mai beau câte o cafea. Altfel nu văd sensul pentru care aș mai umbla să văd lumea. Uh-huh. Prea mult nu mă mai interesează. Nu m-au interesat niciodată monumentele istorice sau nu știu ce. Dar nu am apetență pentru arheologii și alte lucruri. Dar... Nu mai știu ce m-ai întrebat, dacă... Te întrebasem dacă în ceea ce faci tu simți un proces de reconstituire a vieții și ce mă refer și... Reconstituire a unei bucăți de viață. A unei bucăți, evident. Pentru că noi nu suntem totuși creatori de viață. Noi cu umilință reproducem marea creație. Putem să zicem că când aud cuvântul ăsta creator de teatru, fac bube. Sunteți, domnul Afrim, sunteți un creator. Nu sunt un creator. Un creator a fost unul singur. Și este unul singur. Dar noi putem să recreăm și să ne jucăm de a creația, ca și cum pot să o facă și copiii. Deci iluzia vieții putem să o dăm, oglindă a vieții, se spune că oferim oamenilor. Și încercăm să păcălim lumea că acolo este cu talent, nu minciuna aia sinistră pentru spectatori mediocri. Nu, spectatorii mediocri nu mă interesează, cum nici actorii mediocri nu mă interesează, cum nici proiectele mediocre nu mă interesează și din asta mi-am făcut un program artistic. Se poate minți, oamenii doresc să fie mințiți cu talent și complet. De altfel, minciuna există și în viața reală și uneori e foarte binevenită. Ai mai spus uneori că sunt momente în care te inspiri dintr-o lume, dintr-o zonă nevăzută, că îți vin niște mesaje de undeva, nu știi de unde, prin care îți rezolvi anumite probleme ale spectacolelor, care păreau până la un moment dat... nerezolvabile. Pe asta există și în viață. Oamenii când consideră că nu mai au nicio ieșire, nicio soluție pentru problemele reale ale vieții, nu cele de butaforie ale teatrului, de undeva vine o soluție, de undeva vine o soluție neașteptată, întotdeauna, aproape întotdeauna. Da, dar e cumva spus așa pe repede înainte faptul că niște mesaje vin de undeva și așa și poate să pară o speculație comercială ieftină, că spun eu așa ceva, mai ales că astăzi e prin radio și televiziune de oameni care au mesaje de peste tot, de la toate blogurile, toată lumea comunică cu toată lumea, doar că nimeni nu mai face oficial spiritism. Și atunci... sunt de ajuns de artist încât să-mi permit să spun acest lucru și să cred că mi se întâmplă acest lucru. Eu nu știu cât sunt un meseriaș, pentru că au fost regizori respectați care ziceau că ei sunt meseriași și sunt în continuare și ei nu sunt artiști. Eu pot să fiu și un șef de șantier foarte bun, pentru că tu ești o muncitoare pe șantierul acestui proiect. Și eu sunt un muncitor, chiar dacă mă consider oarecum inginer, șef de șantier, dar în același timp pot să fiu și un artist, pentru că a construi ceea ce, până la urmă, tot trebuie să-i spui univers personal,
implică de la fundație până la gresie și faianță. Și când pui gresia și faianța, trebuie să fii un pic artist. Măcar. Și trebuie să fii și, de fapt, designerul de interior al casei tale, chiar dacă ai lângă tine un scenograf, care scenograf, evident, comunică cu tine și alegerea lui este în funcție tot de gusturile tale și de preferințele tale pentru anumite construcții de spații sau de haine ale identităților din spectacol. Ai mai spus la un moment dat că ai comunicat cu Lorca, cu Cehov, și vreau să întreb dacă e o metaforă sau dacă în mod real ai comunicat, cum s-a întâmplat comunicarea asta între voi? Să nu uităm că am avut și eu tinerețea mea, deci la 20 de ani este ideal să spui că te plimbi pe stradă cu Cehov și cu Lorca, ca să atragi atenția. Adică ai inventat. Ce să zic... Ție pot să spun că n-am inventat, nu știu câte lume mai crede. Cu Shakespeare nu m-am prea plimbat, cu Cehov m-am plimbat și Cehov a zis, ok, Afrime, poți să faci ce vrei tu cu spectacolele mele. Și în momentul ăsta am avut pretenția că închid gura criticii, înțelegi? Parțial poate am reușit, parțial nu. Mare parte a zis că sunt nebun, irecuperabil. Dar după aceea au mai zis câțiva regizori, cum se cheamă, discipoli ai mei, că au făcut același lucru. Deci nu am zis chiar degeaba acest lucru. Acum, metaforic, te plimbi cu orice autor dramatic pe care îl pui în scenă și bei cafele cu el, chiar dacă nu-l cunoști personal. Nici pe fetele astea pe care le pun acum în scenă în antologia Dispariției nu le știu. În aeroport... Când se duceau acasă de la Filit, scriitorul Robert Șerban de la Timișoara mi-a arătat-o pe una dintre prozatoarele cu care lucrez și cu care deja lucrasem de o lună pe textul ei și nu o cunoșteam, nu știam cine este. Și mi-a zis, ea este aia. Și am mers să fac cunoștință cu ea și am felicitat-o pentru Goldanii Gândului și mi-a zis, nu, eu n-am scris Goldanii Gândului, eu am scris Pipote și Căpșuni. Deci mai bine nu cunoșteam că am făcut o gafă. Dar evident că după aia ne-am prietenit și am râs. Așa mai departe. Deci eu nu am pretenția să cunosc nici măcar pe autorii care sunt în viață și întâmplător sigur că îi cunoști la premieră, îi cunoști după aia, că le mai cer texte, dar nu ne împrietenim neapărat. De-aia cred că cu Lorca am avut o prietenie chiar mai mare decât cu un autor contemporan în viață, cu care am dramatizat piesa la aceeași masă. Am observat la tine că mi se pare că nu ești genul ăla de artist care vrea să facă lucrurile cu orice preț și am apreciat foarte mult că atunci când în interiorul echipei apărea ceva din viața reală care cerea implicarea omului respectiv, tu aveai capacitatea să te oprești, să faci un pas înapoi și să prioritizezi lucrurile. Și eu lucrul ăsta îl apreciez foarte mult. Și vreau să te întreb... care sunt limitele profesionalismului tău și de ce de fapt faci până la urmă teatru acum, azi, adică în noiembrie 2023? Pentru că sunt artiști mulți care zic că ei trăiesc ca să facă teatru și în felul ăsta fac, din punctul meu de vedere, niște greșeli față de viața adevărată. Și vreau să-mi întreb cum e la tine, adică cum e raportul ăsta, pentru că ești foarte dedicat. Dar totodată ai niște limite pe care eu le apreciez, nu știu, alții. Adică cumva te ascunzi după cuvintele concrete și mi-e greu să înțeleg, pot să intuiesc ce vrei să zici, dar nu-mi dau seama dacă înțeleg foarte bine vreau cu asta. Zic, adică cum... sunt lucrurile spus pe nume, știi? Păi pe nume, adică noi trăim ca să facem teatru, de exemplu. Cine? Da? Voi actorii? Noi actorii, artiștii, mă rog, cei din Breaslă. Noi da. Trăim, adică artiștii Tu vorbești trăiesc... în numele tuturor actorilor? Nu, eu vorbesc despre un clișeu care există. A, că clișeu. Noi trăim ca să facem arta noastră. Da. Și la un moment dat, profesionalismul ăsta începe să funcționeze în dezavantajul vieții, în detrimentul vieții, începe să concurezi cu viața. Și sunt momente în viața care... personală? Da, dar nu mă refer la viața personală să mergi de Crăciun acasă. Mă refer atunci când sunt probleme, când sunt situații limită, când
mi se pare că trebuie să dai un pic la o parte arta și să fii acolo în viață. Nu toată lumea face. Face toată lumea. Și nu toată lumea care e la un nivel de profesionalism. Lumea s-a schimbat și nu doar după COVID. Lumea s-a schimbat și și-a dat seama că prioritățile trebuie să fie totuși mai în limitele umanului, nu în limitele supraumanului, că nu suntem supraoameni. Și niciodată nu... Erau niște legende mai degrabă în care actorii veneau cu 50 de grade temperatură și jucau. Sau o fi fost adevărat, nu știu ce să zic, dar... sau că îi murise cineva din familie la amiază și el seara juca o comedie. Posibil să fi fost și așa ceva. Dar lumea s-a cam schimbat. Eu fac parte din lumea veche și din lumea nouă, pentru că eu mă pot adapta foarte ușor la lumea actuală, cu niște compromisuri, nu neapărat sacrificii, dar compromisuri. Dar nu cred că se mai pune problema, pentru că totul suferă amânare. O premieră se poate amâna. S-au anulat atâtea spectacole. COVID-ul ăsta ne-a învățat foarte multe lucruri. Aia, cei doi ani de COVID în care până atunci păreau imposibile niște lucruri. După aia nu mai e la fel. Se poate anula o premieră, se poate amâna o premieră, nu moare nimeni pe lumea asta. Atâtea spectacole au fost vândute și s-au anulat și după aia oamenii și-au recuperat biletele. Nu există așa ceva. Când, de-aia îți spun, cel mai greu este să renunți la lucruri când omul a muncit pe o scenă, nu știu cât, și tu o tai la una, eu renunț, dar este cu divorțuri, cu prietenii rupte, cu lacrimi și sânge și așa mai departe. Dar e în favoarea spectacolului și aia până la urmă. Am locuit de atâtea ori actori care nu mai puteau, care aveau operații, care părinții erau la pat, care s-au înlocuit fără a însemna asta ceva imoral. Se joacă spectacole ai căror actori au plecat din țară, care au murit. Se mai joacă încă. Dar asta nu înseamnă că noi călcăm peste cadavre. Tu ai spus de mai multe ori că preferi să lași spectacolele tale să vorbească despre tine și cumva ești discret, adică nu se știu foarte multe lucruri despre tine. Ca... Zici tu? Da. Adică sunt așa niște flash-uri din copilărie, niște imagini pe care ai vrut tu să le povestești. Te-am dat atâtea interviuri la viața asta, încât mi se pare că mă repet cumplit de mult. Păi da, dar nu mă refer la astea pe care le-ai spus deja. Păi da, dar... Pentru că ai spus așa lucruri, nu știu cum să zic, care nu știu cât sunt ele de intime, pentru că descrie imagini cu alți Antena oameni, asta. Dar nu te vreau să întreb intimități. Ci pur și simplu lucruri care țin de sufletul tău, al tău. Adică eu, de exemplu, am citit multe interviuri cu tine și acolo tu spuneai foarte multe imagini cu alți oameni, cu oameni din oraș, dar nu dădeai, de exemplu, imagini cu tine, cum erai tu când erai, nu știu, copil sau cum te uitai tu. Nu dădeai imagini. Da, spuneai că te jucai cu jucărele de plastilină, că fumai grisini, că nu știu ce. Dar nu știu cum zic. Adică eu, de exemplu, nu am, în afară de imaginea asta cu jucăriile, așa, nu am ceva despre tine care să fie al tău și să-l fi spus, nu știu, o amintire a ta sau ceva mai... Ei, bă, da, am zis și există. Există și nu-mi vin, adică nici n-are rost acum. Dar eu mă refer din interviuri, nu din ce ai vorbit cu oameni, adică din ce am văzut în interviuri. Adică... La beri îmi dau drumul la gură întotdeauna, e locul preferat în care spui lucrurile pe care nu le spui în public. Mie îmi displace total faza asta cu bila televiziune să plângi că ți s-a întâmplat nu știu ce, că nu ți-a ieșit operația de buze, că nu... Deci mi se pare că n-a greșit lumea cu nimic să afle niște banalități despre tine sau chiar niște lucruri, cum le zici tu, de suflet. Pentru că oricum suntem într-o fază în care lumea apare la televizor și vorbește numai și numai despre el, despre ea. Toată lumea vorbește despre sine. Toți cred că sunt foarte importanți. Nimeni nu vorbește despre altceva. Nimeni nu se raportează la univers. Nimeni nu se raportează la cosmos să-și dea seama că este un rahat. Deci, până la urmă,
nu ne dăm seama că suntem penibili. N-are rost să discutăm de asta. Cu asta trebuie să fie educat, să ți se spună de la început. Nu, omul nu trăiește 100 de ani, trăiește mai puțin de 100 de ani, cu câteva excepții. O găină trăiește atâta, un câine trăiește atâta. Suntem atât de mici comparativ cu Universul. Și punct. Despre asta este vorba. Raportarea la cosmos îți rezolvă toate problemele. Conștientizarea raportării la cosmos, conștientizarea proporțiilor îți rezolvă toate problemele vieții. Toate ambițiile prostești, toate speranțele inutile pe care le faci. Evident, trebuie să speri, trebuie să fii optimist, trebuie să ai motivații în viață. Deși eu nu sunt pe acest tărâm foarte pozitivist și așa mai departe, dar oamenii trebuie să spere, evident, să creadă în ceva, fiecare în ce vrea. De-aia eu sunt deschis, mult mai deschis decât toate religiile lumii, care nu sunt deschise de altfel, spre iubire. Repet, cosmosul îți rezolvă totul. Cosmosul te rezolvă dacă ești conștient de dimensiunile tale în acest univers. Lucru dificil de altfel. Dar îți trebuie un profesor pentru așa ceva, un învățător pentru așa ceva. Și tu ai avut? Nu, neapărat. Am avut câteva întâlniri despre care am mai vorbit prin interviuri, care mi-au direcționat, care mi-au pus în valoare lucrurile cu care m-am născut, de altfel, care m-au ajutat să nu se piardă lucrurile cu care m-am născut și legăturile cu lumile pe care puteam să le pierd, dar datorită acelor persoane nu le-am pierdut. E complicat de spus într-o frază aici. Da, am avut, dar nu am avut mari, mari îndrumători. N-am avut un guru, nu am avut un model suprem. Și nu știu dacă am avut nevoie de așa ceva. Oricum, cele întâlnirile din viețile noastre, întâlnirile esențiale, sunt foarte puține. Foarte puține. Cei care zic că sunt plini de și înconjurați de profesori și de îndrumători și de modele și de prieteni chiar, nu știu, eu îi bănuiesc de puțină ipocrizie. Dar nu-i treaba mea. Tot așa, scriind la lucrare, am citit ce spuneai tu despre Mircea Zaciu, care pare a fi avut o influență foarte puternică pentru tine, și nu spuneai mai nimic despre profesorii tăi de la Cluj, care erau în domeniul în care profesezi, adică mult mai mult știu despre relația ta cu acel om decât despre relația ta cu cei din facultate. Facultatea de litere sau de teatru? Nu, de teatru. De teatru. Păi Zaciu era în perioada mea de filologie. Da. Și nu știu câtă influență a avut el asupra mea. Eu clar am avut influență asupra lui. Dar era un om deschis, prea deschis pentru un Cluj atât de închis. Al acelor vremuri. Nu știu cum e astăzi Cluj. Era un Cluj foarte catolic, mai catolic decât Papa, și când spun lucrul ăsta mă asum. Am avut în teatru eu eram profesor la copii în perioada aia și nu știu dacă mai era loc de un profesor pe lângă mine. Eu eram profesor și îmi făceam cumva regia cu copiii ăia și exersam pe lângă examenele noastre pe care le lucram noaptea, pentru că aveam un singur studio cu actorii, cu studenții la actorie, cu generația paralelă cu mine. Eram profesorul meu, cumva, deși am avut un profesor care mi-a dat libertate și pentru asta îi mulțumesc. Libertatea înseamnă libertate, pur și simplu. N-au fost în Cluj, școala fiind la început, nu erau mari profesori de teatru, de regie, și așa mai departe.
Erau actori dedicați care făceau cursuri de actorie cu studenții. Era Bodochi pe vremea aia, trebuia Melania Ursu, Miriam Cuibus. Ba da, erau niște oameni cu un background cultural și cu o carismă specială a lor. Pe cei din București nu îi știam eu deloc. Și școala de la Cluj mi se părea avangarda avangardelor pe vremea aia. Total ruptă de Stanislavski, cu bună știință. Și tot ce venea de la București mi se părea, cum să zic, pentru că, repet, eu nu vroiam să fac nici atunci, nici acum teatru. Eu vreau să fac ceva care să se numească, numiți voi sau altcineva teatru, dar eu să nu... Știi că la repetiții tot timpul vă zic, nu juca teatru, nu juca teatru, ce faci teatru, ce joci teatru, ce-i prostia asta de operetă. Dar, da, asta e. Da, și apropo de nu juca teatru, am mai observat două lucruri la tine. Că nu lași actorii să vorbească despre personajul lor la persoana a treia. Și nici măcar nu numești personajul personaj, dar tot timpul numești om. Da. Ca să nu pară forțat, îi mai zic identitate, mai zic voce, cum mai zic și franțuzii. Da, asta vă îndepărtează, dar știi destul de bine, persoana a treia, cum vorbiți voi, băi, asta pe care o fac eu, trebuie să fie așa și să fie așa și așa, ziceți voi de multe ori. E clar că e foarte departe de voi asta sau ăsta, sau chiar cu numele, Nora asta sau Hedda Gabler asta, când tu o faci pe Hedda Gabler, sau chiar la persoana a treia, sau chiar personajul. Deja când spui personajul, e pa. Personajul scris pe prima pagină într-o carte, acolo rămâne. Tu nu ești un personaj, dar nu există personaje. Deci așa se numesc ele. Toți profesorii de școală așa le spun. Nu există. Există identități, așa asta sună destul de rece, dar mai degrabă identități decât personaje. Om, da, om. Om atâta cât generic se poate numi. Chiar dacă este un criminal pe care îl joci. Are constituție de om și biologie de om. Dacă ar fi să elimini total teatru și regia din viața ta, ce simți că ar rămâne? Adică cine ai fi și eventual ce altceva ai face? Asta e cam proza lui Nicoleta Dabija. Ce ați simțit dacă v-ați se zi într-o dimineață și ați vedea că marea nu mai e la locul ei? Cam asta rămâne. Niște scoici acolo uscate pe fund, niște căluți de mare care au avut o sclipire și o strălucire și acum ar fi doar un schelet ciudat, niște alge care erau frumoase, un verde fosforescent frumos, din care a rămas ceva grețos și urât mirositor. Nu știu, nu mi-am pus niciodată problema, deși asta se va întâmpla la un moment dat, dacă voi apuca, pentru că noi murim pe scenă. Deci, cred că aș scrie ceva, aș desena, m-aș întoarce la prima mea iubire desenul și aș asculta muzică la greu. Lucrurile astea despre care tu vorbești se vor întâmpla într-o altă existență, probabil, în care nu voi mai face regie, sper, teatru. O să am o existență mai liberă, mai în comuniune cu universul, cu natura și va fi altfel. Pentru că noi ne petrecem foarte mult timp într-o lumină artificială, într-o sală de repetiții și când ieșim în aer, în oraș și vedem oameni, mi se pare că e o minune. Că se mișcă oameni pe stradă, frumoși, urâți cum ar fi ei, dar eu mă opresc în loc și mă uit la oameni. Când e, deși ies tot de la oameni, dar altfel de oameni, de la repetiții. Asta voi face probabil. Mă voi mișca mai mult și mă voi bucura mai mult, voi consuma mai mult decât voi oferi. Deocamdată nu consum, ofer disproporționat de mult față de ceea ce consum. Le spui actorilor să trateze situația cu demnitate, adică oameni buni, nu vă plângeți, nu știu ce, tratați cu demnitate. Adică asta este foarte des. Când e vorba de o situație, de un... Da, când e vorba de o situație grea, unde noi ne apucăm să ne plângem, să ne dăm capul de pereți, voi foarte vă des, plângeți noi, de mila voastră sau de mila... Noi actorii în rolul respectiv... Avem o atitudine care nu e neapărat cea mai demnă din lume, dar tu spui foarte des, când sunt situații din astea, spui tratați cu demnitate.
foarte, foarte des spui lucrul ăsta. Da, e adevărat, pentru că voi și sunteți aici la Moldova, lucrurile sunt mai mai sentimentale, mai așa sunt, deși muzica voastră populară e foarte veselă și foarte săltăreață, e paradoxal. Voi sunteți foarte lipicioși, foarte sentimentali, foarte ușor vă exteriorizați. La mine, în Ardeal, nu e neapărat așa, dar nu înseamnă că nu există o demnitate peste tot. Există, dar când eu, într-adevăr, prefer varianta, când e vorba de o tragedie în viața omului, prefer varianta reținută demnă. Pentru că astea sunt limitele și extremele, tragediile umane, catastrofele umane, colective sau individuale. Și atunci, da, prefer... cum e de altfel, și nu am un model occidental în asta, un model al meu personal, deși în intimitatea mea pot să fug într-o cameră să plâng până nu mai pot eu. Dar aia nu înseamnă că trebuie să arăt acest lucru, cum de altfel, repet, în mass media e foarte la modă să te dea cu capul de pereți și de masa reporterului. Nu doresc așa ceva. Și deși lumea așteaptă să vadă lacrimi pe scenă, nu interzic acest lucru, lacrima nu interzic, dar demnitatea e un pic altceva. Îmi dau seama că personalitatea foarte mult influențează ceea ce ești ca artist. Eu, de exemplu, nu cred că pot să separe. Adică eu sunt omul așa, artist așa. Cred că e o singură entitate. Și că eu am așa o dilemă, mi-aș vrea să întreb pe tine. Să zicem că este un om foarte rău, un criminal în serie, de exemplu, care este un artist genial. Noi, ca oameni, ce ar trebui să facem? Să îi apreciem, să-i validăm, să-i încurajăm arta sau pur și simplu să ignorăm arta lui pentru că el este un criminal? Și înțelegi ce? Dacă e un criminal în serie, totuși e închis, nu poate să joace cu tine. Nu, dar uite, zicem că pictează, nu știu, am dat un exemplu extrem. Dar înțelegi ce spun? Adică dacă noi cumva nu trebuie să ne luptăm ca să nu separăm tot timpul artistul de om. Pe mine, de exemplu, mă doare lucrul ăsta și mă deranjează că ei, nu contează că omul ăla tare e rău, dar el e bun artist. Și asta și... cu... Totuși sunt niște limite morale, sociale, legale, pe care nu poți să le accepti, să zicem. Dar dacă un om... Depinde care este gradul de greșeală și cum se greșește. Eu nu... Acum, noua etică, evident nu poți să... Ca actriță, eu nu văd normal să joci pe o scenă alături de un actor violator în serie, abuzator. Eu nu pot. Nu ai cum să treci. Eu nu cred că tu ai cum să treci peste această chestie, deși ai pot să înțelegi că este o problemă acolo și așa mai departe. Și realitatea îți arată lucrurile astea. Dacă se va dovedi că acel om nu este așa, cum... Mă bucură, de exemplu, foarte mult reabilitatea lui actorul ăsta britanic, lui Kevin Spacey, în acest moment, pentru că realmente lucrurile nu sunt atât de tranșante alb-negru. Dar problema asta pe care o ridici tu în acest moment e un subiect de discuții de ore întregi și se discută peste tot în acest moment și s-a discutat întotdeauna, dar întotdeauna va fi o umbră asupra ta, chiar dacă există și oameni mai toleranți ca tine, va fi foarte multă lume care nu-l va ierta niciodată pe Roman Polanski sau pe Woody Allen sau pe alții, pentru, deși au făcut 100 de filme de geniu, să zicem, pentru ceea ce au fost. Dar asta este omul și nu putem fi toți la fel. Nu putem fi toți la fel de toleranți sau de iertători sau de biblici sau de... Nu. Sunt unii oameni foarte, foarte activiști, foarte implicați în a vedea în jurul lor corectitudine și siguranță. Ultima întrebare. Legat de antologia dispariției, eu compar puțin ca structură cu situația de la Seaside, pentru că este un colaj din mai mulți autori. Acolo ai ales tema cu marea și cumva, na, dințeles pentru Constanța. Dar de ce la Iași, de exemplu, te-a inspirat tema asta de dispariții? Nu cred că la Iași. Așa s-a potrivit. Nu, așa s-a potrivit și, în general, știu că la Iași lumea nu se sperie de, după ce am avut curajul să fac un titlu ca Trei piese triste, după asta se poate orice. Adică Trei piese triste și tot a avut succes după Metterlang.
Și atunci e clar că, dar dispariție, nu te gândești prima dată la moarte, pentru că dispar lucruri de care nu te aștepți, feeling-uri la care nu te aștepți, obiecte la care nu te aștepți, chiar comice dispariții la un moment dat. Să nu se sperie lumea că va fi o a doua, trei piese triste. Nu e vorba despre asta. E un spectacol într-adevăr lung. Va fi lung pentru că avem multe lucruri de spus și tot, mulți actori care vor să aibă hălci. Dar Iași este un loc, repet, spiritual și acum nu zic cuvinte mari la sfârșit, dar cred că și noi, Craiova, aș fi avut tupeu să-l fac. Acolo unde mi-a făcut un cui bun public al meu, peste tot aș fi avut curajul să abordez, pentru că astăzi a vorbit despre lucruri triste este un experiment și un mare curaj. Altădată nu era, astăzi este, pentru că oamenii vor, se spune, să râdă. Eu nu cred că vor să râdă non-stop, dar e ok. Mulțumesc! Cu plăcere!